Ce mă îmbrac, zi? Ia-ți costumul negru. Alb și negru? Atunci ia-ți ce vrei, numai să-mi aduci salariul. Domnul Vasilache, tot eu Virgil sunt. Haideți, domnule, spuneți-mi exact dacă puteți sau nu puteți veni la emisiune. Îmi dai acum o sticlă, mă duc la școală, iau salariul și îți dau toți banii. Hai mă, că am o emisiune azi la televizor și am emoții. Ce emisiune? Ce emisiune? Despre revoluție. Alo, ce se întâmplă aici? Altceva n-ai? Ați văzut tot. Și tu ce faci, mă? Filmez. Păi cu camera în mână? Păi așa se filmează acum, șef. Așa e mai modern. Pune-o dracului pe trepied, că-ți dau cu ea în cap, filet. Începem, gata. Atenție. Ia stați liniștit. O mie enorm. 5. Gata. Eu unde mă uit? 4, 3, 2, 1. Bună ziua, dragi telespectatori și dragi telespectatoare. Bună ziua, domnule! Și vreau să vă felicit pentru ideea foarte bună pe care ați avut-o să faceți această emisiune. Tema emisiunii noastre de astăzi este: a fost sau n-a fost revoluție la noi în oraș? Am intrat în piață și am început să protestăm. Și ce strigați? Păi ce se striga? Jos comunismul, jos Ceaușescu, ne-am săturat de dictatură, Timișoara... Olei, olei, Ceaușescu nu mai e... Da. La capul lui domnul mai în vârstă. Mărescu, la tine... Nu, acolo. Pișcoci e numele meu. Știi cum se aprind felinarele pe stradă seara? Știi cum se aprind seara și se sting dimineața? Dar ce are asta cu felinarele? Are, pentru că uite, așa a început și revoluția. A început la Timișoara, pe urmă la București și tot așa până a ajuns la noi în oraș. Dar ce are revoluția cu felinarele? Păi uite că domnul Mănescu susține că a fost înainte. Păi el o fi fost înainte, eu am fost după. Bine, și atunci ce revoluție asta dacă lumea și după? Domnule, am făcut și noi revoluție cum am putut. Am făcut și noi revoluție în felul nostru.